ziua! Bine ați venit la conferința de presă organizată de Partidul Național Liberal, filiala Tulcea. Astăzi participă domnul George Șișcu, vicepreședinte al partidului și consilier județean și eu în calitate de purtător de cuvânt. O să avem subiecte legate de viața organizației și, bineînțeles, un subiect legat de moțiunea de cenzură care tocmai în aceste momente se dezbate și se votează în Parlamentul României. O să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte Șișcu, după care o să vorbesc eu despre moțiune. Da, aș vrea să adaug bună ziua tuturor. Vreau să informez opinia publică despre faptul că acțiunea în instanța Partidului Național Liberal a organizației Babadag, mai bine zis, vis-a-vis de plecarea și a trei consilieri locali, a avut succes în privința doi dintre ei, celălalt urmează în septembrie, este următoarea ședință. Deci s-a confirmat faptul că organizația locală a avut dreptate în ceea ce îi privește. Ei au fost, vor fi excluși din rândul consilierilor locali, urmând ca pe listele Partidului Național Liberal să urce alți doi membri ai organizației locale. Astfel, Partidul Național Liberal la Babadag va avea majoritatea în Consiliul Local cu un număr de... În momentul acesta sunt 10 consilieri PSD, 9 consilieri PSD, 1 UNPR și 7 PNL. Prin trecerea în urma instanței a 2 consilieri la PNL vor fi 9 la 8. Și în toamnă, în septembrie, fiind aceeași speță, considerăm că normal ar fi ca și celălalt consilier local, respectiv domnul Năstase Iordan, viceprimarul orașului, să părăsească Consiliul Local. Se dezbate acum în Parlament moțiunea de cenzură a Partidului Național Liberal, care are ca principal subiect dreptul românilor de a vota și refuzul guvernului Ponta și al PSD de a permite românilor din diaspora de a-și exprima neîngrădit dreptul la vot. Alegerile din noiembrie au arătat că realitatea este cu totul alta decât și depășește legislația în domeniul electoral. Am văzut cum foarte mulți români au vrut să voteze și n-au putut să o facă pentru că guvernul Ponta n-a vrut pur și simplu să înființeze secții de votare în multe localități din lume, acolo unde există comunități puternice de români. După acest vot masiv împotriva lui Victor Ponta, majoritatea PSD din Parlament a refuzat să pună în discuție și să voteze o principală modificare la legile electorale care dă posibilitatea oamenilor să voteze prin corespondență. Votul prin corespondență pe care PNL l-a susținut și îl susține în continuare și care este principalul subiect al moțiunii ar face ca foarte mulți români aflați în afară granițelor țării să-și exercite dreptul la vot. Din păcate, poziția lui Victor Ponta și a PSD a fost în mod constant împotriva acestui vot prin corespondență, pentru că lui Victor Ponta și PSD le e frică de votul celor care muncesc și câștigă și trăiesc pe propriile picioare chiar și în afara granițelor țării. PSD preferă electoratul asistat și am văzut care este mentalitatea în PSD, l-am văzut pe un ministru al guvernului, care este și vicepreședinte și este și vicepreședinte regional, mă refer aici la Ioan Rus, am văzut care este poziția PSD-ului față de acești oameni. Am văzut cum, cu ajutorul unor cuvinte care nu pot fi reproduse, sunt catalogați membrii ai familiilor acestor oameni care muncesc afară și care trimit circa 4 miliarde de euro în fiecare an în
România. Nu l-am văzut pe Victor Ponta și nu am văzut PSD-ul să-i retragă mandatul de vicepreședinte regional. Să înțelegem că domnul Ioan Rus a vorbit în numele tuturor PSD-știlor din Transilvania, pentru că el este șeful PSD-știlor din Transilvania. Victor Ponta conduce un guvern nelegitim în acest moment. Acest lucru a fost arătat de multele milioane de români care au votat împotriva lui în noiembrie. Acest lucru este arătat și de sondajele de opinie, care arată că aritmetica parlamentară în acest moment nu mai este de actualitate. Ponta și guvernul său stau pe circa 70% din voturile din Parlament. În realitate, PSD-ul are mai puțin de 40%, PSD-ul și aliații săi. Partidul Național Liberal a depășit în sondaje PSD-ul și din acest motiv considerăm că guvernul Ponta este nelegitim, el nu este așezat așa cum se cuvine pe intenția de vot a românilor. De aceea, prin moțiunea de astăzi, noi sperăm că acest guvern să pice și în mod obligatoriu ar trebui organizate de urgență alegeri parlamentare anticipate, pentru că doar aceste alegeri parlamentare ar da un guvern legitim care să fie și conectat la voința electoratului și din țară, dar și din afară. Am văzut că acest guvern Ponta a pierdut și susținerea propriilor parlamentari. Faptul că 190 de parlamentari PSD nu participă astăzi la lucrările Parlamentului și la votarea moțiunii arată că acești 190 de parlamentari nu își mai susțin propriul guvern. Și de frică sau de rușine, ca să nu fie ținuți în bănci de Ponta, au preferat să nu meargă la vot. Este un gest clar prin care aceștia arată că nu mai susțin guvernul Ponta. Astăzi, probabil că în Parlament vom avea majoritatea din celor prezenți vor vota pentru moțiune. Sigur că e nevoie de majoritate din numărul total al parlamentarilor, dar asta o să ne arate foarte clar că Victor Ponta nu mai poate să fie prim-ministru al României și că trebuie de urgență organizate alegeri parlamentare anticipate. Dacă aveți întrebări pe subiectul zilei, așa să știu că o să aveți. Cum comentați, cel puțin pe declarațiile din presă ale domnului deputat de colegiul lui Tuncea Avram, care a afirmat, membru PSD fiind, deputat PSD, care a afirmat că va vota moțiunea de cenzură. Eu, și numai eu, ne așteptam ca mai mulți parlamentari PSD să voteze moțiunea de cenzură. Și dacă e să mă refer la parlamentarii tulceni, mă așteptam ca doamna deputat Zaharcu să voteze moțiunea de cenzură, pentru că am văzut că a avut interpelări, câte două interpelări pe zi, către miniștrii guvernului, interpelări în urma cărora nu s-a rezolvat nimic. Asta înseamnă că doamna deputat se subînțelege că ar fi nemulțumită de activitatea guvernului și aștept ca și doamna deputat Zaharcu să voteze moțiunea. Cât îl privește pe domnul deputat Avram, alegerile din noiembrie au arătat că în Colegiul 2 Claus Iohannis a câștigat la cea mai mare diferență față de Victor Ponta. Și e logic pe undeva ca deputatul Avram, dacă mai dorește să facă politică pe viitor, să urmeze voința electoratului. Pentru că n-a contat ce primari au plecat de la noi spre PSD. Avem cazul Cea Roseti și Sulina, unde Claus Iohannis a câștigat zdrobitor. În zona Deltei Dunării și zonele adiacente a fost cea mai mare diferență de scor între Claus Iohannis și Victor Ponta și având în vedere aceste lucruri, e logică opțiunea domnului deputat Avram. S-a luat o decizie în ceea ce privește situația fostului
actualului copreședinte Constantin Hoxha? Nu. Există o acțiune pe rol care se judecă chiar astăzi. E vorba de o contestație la măsura arestării preventive. S-a solicitat schimbarea acestei măsuri. Vom lua o decizie după ce se va epuiza și acest demers, probabil la sfârșitul lunii, tot într-un birou județean. Vreau să adaug că îmi exprim și eu convingerea că parlamentarii noștri, majoritatea, vor vota această moțiune de cenzură pentru că acest guvern să plece. Încă o dată, membrii marcanți ai PSD-ului au demonstrat ce înseamnă poporul român pentru ei și în special ce înseamnă cei plecați peste hotare pentru PSD. PSD-ul a arătat încă o dată prin vocea ministrului Ioan Rus ce părere are despre acești oameni, cum îi consider banii lor, fără discuție că sunt buni când vin în țară ca să poată să împartă domniile lor și să-și mulțumească probabil anturajele cu sume importante de bani, cei pe care i-au sprijinit. Ministrul Rus nu este singurul care consideră că românii plecați afară. Majoritatea conducerii PSD-ului și PSD-ului au demonstrat la alegerile prezidențiale ce părere au despre acești oameni, ne lăsându-i să voteze. Înțelegeți? Dacă continuăm să tratăm pe oameni așa, veți vedea că există o limită a acestui popor și Doamne ferește ca acești oameni să iasă indignați în stradă, să urmeze. Numai faptul că politicienii îi ajută prin modul de a le aproba două meeting-uri în același loc, în aceeași zi, la aceeași oră, trebuie să ne dea de gândit. Chiar nu putea PSD-ul să facă un meeting săptămâna care vine mai mare, cu 100, cu 200 de milioane. Trebuia domnul Oprescu în aceeași zi, în același loc, să aprobe două meeting-uri. Deci invitație la dezordine publică și la, știu eu, poate, Doamne ferește, la conflicte în stradă. Revenind la situația politică din județ, amintiți-mi, vă rog frumos, contextul juridic în care s-ar putea întâmpla în toamnă câștigarea de către PNL a majorității în Consiliul Local Băbădac. Contextul juridic, asta, să mi le amintiți, aș vrea. Contextul juridic. Deci, acești trei consilieri cu care organizația noastră se află în litigiu au fost excluși înainte de ordonanța 55 din partid, pentru că făceau deja jocurile PSD-ului în Consiliul Local. Ei s-au prevalat de faptul că a venit imediat ordonanța 55 și au vrut să mascheze excluderea lor din partid prin trecerea la PSD cu ocazia ordonanței 55. Lucru dovedit clar în instanță că nu a fost așa. Ei au fost excluși înainte, repet. Au plecat toate acțiunile, toate trei acțiunile au plecat în același timp, numai că unul din avocați a cerut termen de să studieze dosarul și s-au decalat. Acum vine vacanța judecătorească și s-a decalat până în septembrie, la sfârșitul lunii septembrie, și acțiunea împotriva domnului Năstase Iordan. Deci cei doi au câștigat la Curtea de Apel? Nu. Partidul Național Liberal a câștigat. Au pierdut. Asta, deci la Curtea de Apel pentru cei doi s-a dat decizia finală, rămâne Iordan Năstase, are tot la Curtea de Apel. În septembrie. Da. Mulțumesc frumos.